Duminică la Slatina a fost organizată prima ediție a competiției Cupa 1 iunie Memorial Marius Rădoi, concurs de tenis de masă desfășurat în memoria jucătorului slătinean Marius Rădoi, care și-a pierdut viața în urmă cu 6 luni într-un accident rutier. Clubul sportiv Voința Câmpulunga a avut înscriși în competiție 6 jucători. Ștefania Verzea, categoria 80 ani, Nadalia Ionașcu și Arina Ionașcu, categoria 11-12 ani, Teodor Ribianu, categoria 80 ani, Alexandru Idora și Ianis Bocor, categoria 11-12 ani. Pe podium au ajuns cei mai buni sportivi care au concurat la cele două categorii, 80 ani și 11-12 ani. Printre aceștia s-au numărat Arina Ionașcu, locul 2, și Nadalia Ionașcu, locul 3, la categoria fete 11-12 ani, și Ianis Bocor, locul 3, la categoria băieți 11-12 ani. Următoarea sportivă este de categorie mai mică, dar a avut ambiția să joace la categoria mai mare și a ocupat locul 3, Ionașcu Nadalia. Organizatorii își doresc să transforme acest concurs într-o competiție anuală. Marius a fost sportivul nostru și a plecat prea tânăr dintre noi și ni s-a făcut dor de el și nu știam cum să-l omagem și cum să ne-l amintim decât să organizăm o competiție de tenis de masă așa cum l-am cunoscut noi, cei din familia tenisului de masă. Și când zic familia tenisului de masă, mă refer la antrenori, la sportivi, la părinți, la cei care nu sunt numai din Slatina, că Marius nu a fost în familia tenisului de masă slătinean, a fost în familia tenisului de masă de nivel național. Dar la această competiție au participat antrenori pe care Marius i-a cunoscut și care l-au cunoscut pe Marius încă de la debutul lui în tenisul de masă. Colegii noștri de la Craiova, colegii noștri de la Pitești, de la Mioveni, de la Câmpul Lumușcel. La prima ediție a competiției s-au înscris 10 de sportivi reprezentând cluburi din Câmpulung, Mioveni, Pitești, Craiova și Slatina.